Ministerul Educației a publicat varianta finală a structurii anului școlar 2015-2016. Potrivit acesteia, elevii vor avea 34 de zile de vacanță și 177 de zile de cursuri. Prima vacanță va fi scurtă de doar o săptămână și începe pe 31 octombrie pentru învățământul primar și este urmată de vacanța de iarnă din 19 decembrie până în 3 ianuarie. Următoarea vacanță, cea intersemestrială, începe pe 30 ianuarie și se va încheia pe 7 februarie, iar cea de primăvară în perioada 23 aprilie-3 mai. În schimb, vacanța de vară de anul viitor va fi cu o săptămână mai scurtă față de cea de acum. Potrivit noi structuri, anul școlar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, cu excepția claselor terminale din învățământul liceal, care încheie cursurile în 27 mai 2016 și au 4 săptămâni pentru examenul de bacalaureat. De asemenea, pentru elevii clasei a Anul școlar are tot 36 de săptămâni, din care 35 de săptămâni de cursuri și o săptămână pentru testele de la evaluarea națională. Cursurile pentru clasa 8a se încheie în 10 iunie 2016. Pentru învățământul special, clasele 9-11, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni. Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, cuprind 720 de ore, care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar cu respectarea vacanțelor. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni. Săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, patru săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat.